ce importanță are dacă Oleg Ciubară serbează sau nu anul nou? Cumva să puteți oameni că dacă cineva serbează din marfă de botezață, trebuie să fie exclus și n-are voie să grăiască părinți cu copii, n-are voie să căsătorească, nimeni să grăiască, și lăsându-l tovarășul cu cur. Anul nou? Da. Dar de unde știi? Sunt și martori și la lucrul la dânsul poate întreba și fotografia nu e Photoshop. Și crezi că asta e rușinos și păcătos? Cătărășenii în organizația asta cunosc despre lucrul ăsta. Este păcat grav să poate, că acum ușii sau idolatrii, asta e idolatrie să se numește, la dânsul să-mi bați. Am înțeles. Și ați ieșit să le bateți un obraz, că nu se țin de cuvânt. Dacă una spun și alta fac. Ei, dacă rezolvă, sunt puși de organizații să păstorească turma. La asta nu le dau voie. Sunt așa cazuri că am făcut încă un exemplu. Și lui au spus bătrânii că el e trădător și idolatru, dar lui ăsta i-a spus că e la conștiință. Și... Sau că e interpretabil. Da, și i-au spus dacă o să o vadă, încă o dată dacă o să-i permit conștiința lui acela, poate să-l exclude. Din biserică, martorii lui Iehova, da? Da. Dar acum ce adunare aici pe stadion? Vine din scala, reprezentatul de scala, el și preozător. Din conducătorii lor, vine și să citească lecții. Interesant. Dar văd că reacționează pașnic, nu-i deranjează contra manifestația voastră. Nu cred că s-a văzut încă. Lumea trece să facă și ea mă gândesc. Dar cu cine ai venit? Că văd oameni din alte religii. Preoți, călugări ortodoxi? Da. Ai trecut de partea celălalt sau îi folosești ca aliat? Nu. N-am trecut, că eu vreau simplu ca aliat. Am înțeles. Domnul.